Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Știți dacă s-au prins ursul ăla de la Snagov? Că era un urs, am văzut avertizer, vorbesc serios, urși, deci sunt urși peste tot. Cred că l-au fugărit în munți. Deci era un urs pe la Snagov. În la Scroviștea. În munții Snagov. În curând și în București. În curând și în București. Sunt urși peste tot. Mai puțin în... Băi, mai puțin în Banat. Stați că faza asta cu ursul mi-a adus aminte de... Am văzut o scenă... Am văzut o live, o scenă realmente bizară într-un interviu pe care l-a dat domnul Grindeanu, Sorin Grindeanu. Ministrul Transporturilor. I-a dat un interviu lui Cosmin Prelipceanu la Digi24 și la un moment dat domnul ministru a fost invitat să explice de ce sunt diverse întârzieri pe anumite loturi de autostradă. Ce să-l întreb pe Ministrul Transporturilor asta, nu? Adică orice ministru al transporturilor din țara asta din ultimii 30 de ani știe că atunci când se va întâlni cu un jurnalist va fi întrebat de ce nu avem autostrăzi, de ce nu se lucrează pe autostrăzi mai repede și așa mai departe. Logic. Și moderatorul a invocat și unele observații făcute de Asociația Pro Infrastructură, o organizație foarte cunoscută, care monitorizează lucrările de infrastructură pe diverse șantiere. Știți că Ionuș Șura, care este unul dintre reprezentanții asociației, intră în direct constant. Cu noi, da. Da, și cu noi a intrat și cu multe alte redacții. Domnul Grindeanu s-a enervat foarte tare când a auzit de evaluările acestei organizații și când a fost întrebat de întârzierile pentru șantierele pentru autostrăzi. I-a acuzat pe cei de la Pro-Infrastructură că iau bani de la constructorii de autostrăzi. Ca să ce? Adică iau bani ca să... Nu e clar, ca să monitorizeze, ca ce să... I-a acuzat că au zburat și cu un avion deasupra unei autostrăzi, deci înseamnă că au o mulțime de bani. De se înțelegea că au zburat cu ceva, Boeing 747 sau probabil că... Prelipceanu întreabă, zice, nu era dronă? Nu, era avion. A fost o Cessna, da, adică... Era Airbus-ul la mare. Poate să ducă și domnul Grindeanu să-și închirieze dacă vrea un avionetă, dar să nu costă chiar atât de mult, costă câteva sute de lei. Și după aia și zis, domnule, nu e nimic ilegal în țara asta, că iau bani, că nu știu ce. După care și-a amintit că liderul USR, Cătălin Drula, a fost fondator al asociației și după aia a făcut o declarație care, sincer să fiu și cu tot respectul, mi se pare greu de încadrat în sfera normalului. Literalmente. Adică domnul Grindeanu a declarat că, și citez, useriștii, și a spus-o foarte serios și furios în același timp, useriștii au cărat urși prin păduri. I-au luat de mână. I-au luat de labă, de la bancoace. În încercarea de a bloca construcția de autostrăzi. Serios, asta a spus. Și avem, iată, momentul. Vă spun următorul lucru. Când am venit în funcție, acest proiect era blocat. Celebre pasaje pentru urși. Unde? Eu vin din Banat, domnule Prelipceanu. Nu există urși în zona aia. Au cărat tot useriștii urși prin păduri să-mi arate că există. Nu există. Da, asta e o altă acuzație. Adică au făcut-o din atis. Am văzut poze acum vreo 6 luni când am spus că facem pasaj pentru urși care nu există în acea zonă. Că nu există. Eu m-am așteptat că nu există urși de Banat. Poate că nu există, domnule, există la Snagov, vorba lui Luca, în curând și în București, dar în Banat probabil că nu există. Eu nu contest asta, că nu știu dacă există sau nu. Dacă domnul Grindeanu a spus au cărat urși prin păduri și a continuat cu am văzut poze, sau m-am așteptat să scoată telefonul și să arate, știi? Da. Drulă cu un urs în spate. Da, exact. Poze de alea făcute cu inteligență artificială. Da, da, da. Drulă cu urși de mânuță, știi? Făcând indian. Iupidu, iupidu, alergând prin păduri. Și este ireal. Domnul Grindeanu este totuși ministru în Guvernul României. Bă, cum să faci o astfel de declarație, știi? Un partid de opoziție, că ești în opoziție, că nu-i suporți, e de înțeles. Oamenii sunt adversari politici până când se aliază, că și PNL-ul cu PSD-ul erau adversari până au făcut guvern. Deci eu înțeleg agresivitatea față de competitorii din alte partide, dar să spui așa ceva că ăștia au cărat urși prin pădure. Și Drulă i-a răspuns, l-a luat și el la mișto, zice, citez, da, zice, păi am primit 500 de euro de urs de la domnul George Soros. Au rămas de la Dragnea. Când aduceam câini la manifestațiile împotriva UG13 date de Grindeanu, au rămas niște bani și am zis să aducem niște urși. Că poate vă mai aduceți aminte că televiziunile afiliate PSD, la vremea respectivă, în 2017, când erau acele mari manifestații în Piața Victoriei, au lansat ideea că George Soros plătește manifestanții ca să vină în piață și se plăteau nu știu câți bani de om. 30 de lei parcă erau, da? Câinele. Și dacă veneai și cu câinele, primeai bonus.
Chiar acum realizez. Și toată lumea făcea mișto, dar de pisici nu se zice nimic, că noi avem pisici, nu avem câini. Deci oamenii sunt, da, zi lucru. Realizez că nu mai știu nimic de Soros. Că atunci se vorbea, practic, zi de zi, ăsta era George Soros. Păi domnul Soros, după ce domnul Dragnea a ieșit din politică, practic... S-a lăsat și el. Da. Că și-a văzut scopul... Nu mai contează. Dar acum are cu urși cădăcărat prin păduri. Aș vrea să văd pozele pe care zice că le-a văzut domnul Grindean. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.